Sfântul Apostol Tadeu, unul din cei 70-21 august. Sfântul Apostol Tadeu a fost din cetatea Edesa. El era evreu de neam și cunoaștea desăvârșit dumnezeiasca scriptură a legii vechi și s-a suit în Ierusalim la închinăciune în zilele Sfântului Ioan Botezătorul și s-a minunat auzind propovăduirea lui și văzând îngerească lui viață, și a fost botezat de către dânsul. După aceea, văzând pe Domnul nostru Iisus Hristos un trup petrecând cu oamenii și auzind învățătura lui și văzând minunile lui, s-a dus după dânsul și a fost numărat în ceata celor 70 de apostoli mai mici, despre care se scrie în Evanghelie. Domnul a arătat și pe alți 70 și i-a trimis pe ei câte doi înaintea feței sale, în toată cetatea și locul unde voia să meargă. Iar după pătimirea cea de bunăvoie, după moartea Domnului și după învierea cea de a treia zi și înălțarea lui la ceruri, sfinții apostoli împărțindu-se în toată lumea la propovăduire, Sfântul Tadeu s-a dus la Edesa, trimis fiind de Domnul, pentru că așa a făgăduit Domnul lui Agar, Domnul Edesei, mai înainte de patima sa cea de bunăvoie, trimițându-i pe mahramă închipuirea cea nefăcută de mână a preasfintei sale fețe și scriind către dânsul, când mă voi înălța la Tatăl, voi trimite la tine pe unul din ucenicii mei, care te va tămădui desăvârșit de boala care te-a cuprins pe tine și îți va da viață veșnică ție și celor ce sunt cu tine. Deci apostolul Tadeu, mergând în cetatea Edesa, nu s-a arătat îndată stăpânitorului, ci mai întâi a intrat în casa unui evreu cunoscut al său, cu numele Tobie, și fiind găzduit la dânsul, a început cu minunea face tămăduiri cu puterea lui Hristos, tămăduind toate bolile prin punerea mâinilor și prin chemarea numelui Domnului. Deci, străbătând vestea despre dânsul prin toată cetatea, au început a aduce la dânsul pe neputincioșilor și, văzând tămăduirea lor cea grabnică ce se făcea de apostolul lui Hristos, se minunau foarte. Despre aceasta s-a vestit și domnului Agar, cum că un bărbat oarecare, venind de la Ierusalim, face multe minuni cu numele lui Iisus Hristos. Deci Agar îndată și-a adus aminte de scrisoarea lui Hristos, care îi făgăduia că are să trimită la dânsul pe unul din ucenicii săi și s-a gândit în sine, zicând, oare nu a venit acela pe care îi făgăduise lui să-l trimită? Apoi, poruncind să-l cheme pe Tobie, a zis către dânsul, aud că în casa ta este un om din Ierusalim, care tămăduiește toate bolile cu numele lui Iisus. Tobie a zis, cu adevărat, stăpâne, oaspetele cel de la mine face multe minuni cu acel nume. Domnul a zis, adu-l aici la mine. Și ducându-se Tobie la Sfântul Tadeu, i-a zis, domnul acestei cetăți m-a chemat și mi-a poruncit să te duc la el, ca să-l tămăduiești de bolile ce l-au cuprins. Și a zis Tadeu, cu adevărat eu sunt trimis la dânsul. Iar a doua zi au mers amândoi la domnul Agar, fiind adunați acolo toți boierii și dregătorii lui, și intrând apostolul cu Tobie pe ușile palatului domnesc, și domnul uitându-se la dânsul, a văzut fața lui apostolească strălucind cu lumină și, înspăimântându-se, s-a sculat de grabă de la locul său și s-a închinat până la pământ. Și s-au mirat toți cei ce stăteau de față, văzând pe domnul că se închină la un străin, pentru că aceia nu vedeau strălucirea cea minunată care ieșea din fața lui Tadeu. Deci domnul l-a întrebat pe Sfântul Tadeu, oare tu ești ucenicul lui Iisus, fiul lui Dumnezeu, care mi-a făgăduit prin scrisoare să-mi trimită pe unul din ucenicii săi, ca să-mi dea sănătate desăvârșită neputinței mele și viață veșnică, mie și celor ce sunt cu mine? Apostolul lui Hristos a răspuns, de vreme ce ai pus mare nădejde despre Domnul meu Iisus Hristos, de aceea am venit la tine, fiind trimis de dânsul, și dacă credința ta către el se va înmulți mai mult în tine, toate cele dorite de tine vor fi după credința ta. Agar a zis, am crezut atâta întrânsul, încât am voit să adun puterea oștii și să merg asupra iudeilor care le-au răstignit pe el, ca să răzbun asupra lor răutatea aceea și să-i pierd cu desăvârșire, dar stăpânirea romană, sub care suntem, m-a oprit. Sfântul Tadeu a zis,
Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos n-a avut trebuință de ajutorul omenesc în vremea pătimirii sale de la iudeii cei zavistnici și răi, căci putea să pună înaintea sa legiuni de îngeri, dar, împlinind voia Părintelui, a pătimit pentru mântuirea a toată lumea, iar după împlinirea voii Părintelui său, s-a suit către dânsul la ceruri cu slavă și a așezut de-a dreapta lui. Și nu are trebuință ca cineva să le răzbune pe el asupra vrăjmașilor lui, având el însuși putere peste toți, ca să judece vii și morții, și fiecăruia să-i răsplătească după faptele lui. Deci, vorbind mult despre Hristos Dumnezeu către Agar și către cei ce erau cu dânsul, Sfântul Tadeu l-a adus la desăvârșita credință și l-a botezat. Atunci Agar a câștigat în Sfântul Botez tămăduire de lepra pe care o avea rămasă pe fața sa după cea din tâi vindecare, căci mai înainte era lepros peste tot trupul. Și când s-a adus la el scrisoarea lui Hristos și chipul cel nefăcut de mână al preasfintei fețe a lui, atunci i-a fost cea din tâi tămăduire, curățindu-i-se trupul de lepră, rămânând numai o mică parte, cu dumnezeiască rânduială, pe fața lui, până la venirea apostolului Tadeu. Iar cealaltă tămăduire desăvârșită a lui, nu numai cea trupească, dar și cea sufletească, s-a făcut prin venirea apostolului și prin Sfântul Botez, când a ieșit din Sfânta Scăldătoare cu totul întreg și sănătos. Deci s-a botezat domnul Agar cu toată casa sa. Asemenea s-au botezat și ceilalți care văzuseră minunile și câștigaseră tămăduire de neputințele lor. Apoi Sfântul Apostol Tadeu a poruncit domnului Agar să adune pe toți locuitorii cetății și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Deci a doua zi s-a adunat tot poporul, iar Tadeu, apostolul lui Hristos, stând pe un loc înalt, a început a le binevesti pe unul adevăratul Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul, toate cele văzute și nevăzute, cu atotputernica sa tărie, și cum Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât din cer pe pământ, prin cea negrăită întrupare pentru mântuirea omenească, și a pătimit de voie, a murit, a înviat și s-a înălțat la ceruri, și a pregătit celor buni răsplătire veșnică la ceruri, iar celor răi pedeapsă nesfârșită în iad. Asemenea, le-a spus și toate celelalte taine ale mântuirii noastre prin cuvinte pe larg, iar popoarele au crezut cuvintele apostolului, de vreme ce au văzut și minunile lui, căci vedeau pe Domnul lor tămăduit și pe ceilalți mulți, deci au început a slăvi pe Hristos, cerând Sfântul Botez. Astfel s-a luminat prin botez cetatea Edesa prin sfânta credință cea întru Domnul nostru Iisus Hristos, deci s-au zidit biserici și s-au pus preoți, prin punerea mâinilor apostolului, iar domnul Agar, vrând să mulțumească Sfântului Apostol Tadeu pentru tămăduirea sa, i-a dat lui mult aur, dar Sfântul n-a primit, zicând, dacă pe ale noastre le-am lăsat, apoi cum să vrem să le primim pe cele străine? Deci întărind în Edesa sfânta credința și pe toate rânduindu-le bine, Sfântul Apostol Tadeu s-a dus în Mesopotamia și luminând acolo pe mulți și zidind multe biserici, străbătea pretutindeni cetățile Siriei, ostenindu-se cu buna vestire a lui Hristos. Apoi, mergând la Virit, cetatea Feniciei, propovăduind și botezând pe mulții, s-a odihnit întru Domnul. Notă. Să se știe că acest Sfânt Tadeu este altul decât Sfântul Iuda Tadeu, care s-a numit Levi, unul din cei 12 apostoli, a cărui pomenire este în 19 zile ale lunii iunie, dar în prolog și în sinaxar s-a scris în această zi despre Tadeu cel de acum, astfel, pomenirea Sfântului Tadeu care s-a numit și Levi. Dar această numire de Levi nu este acestui Sfânt Tadeu, ci a celui din tâi, care este din cei 12 apostoli, precum scrie la Evanghelistul Matei. În capitolul 20, acest lucru l-a arătat luminos Nichifor Calist, scriitorul grec de istorii bisericești, în a doua sa carte, în capitolul 40, scriind astfel despre acești doi cu numele de Tadeu, dumnezeiescul Iuda, nu Iscarioteanul, ci altul, care avea îndoită numire, Tadeu și Levi, fiul lui Iosif și fratele lui Iacob cel aruncat de pe aripa bisericii. Mai întâi a cercetat Iudeia și Galileea, Samaria și Idumea, apoi cetățile Arabiei și părțile Siriei și ale Mesopotamiei,
vânându-le cu mreaja Sfintei Evanghelii, iar mai pe urmă a mers în Edesa, cetatea lui Agar, unde mai înainte celălalt adeu, unul din cei 70, a propovăduit pe Hristos. Acolo, de nu ajungea ceva din slujba celuilalt, a împlinit el bine. Acestea scrie Nichifor despre cei doi cu numele Tadeu, dintre care cel din tâi care este din cei 12 apostoli, îl numește Levi, iar pe celălalt, adică pe acesta ce este din cei 70, numai Tadeu, nu și Levi. Încă și Sfântul Evanghelist Matei a fost numit Levi, iar de ce s-a făcut aceasta, caută viața lui, în 16 zile ale lunii noiembrie.